Teatru radiofonic. Vă invit să ascultați O făclie de Paște de Ion Luca Caragiale, regia artistică și dramatizarea radiofonică Leonard Popovici. Ia și bea, domnule primar. E lungă și nu prea veselă istoria vieții mele. E, ai avut de suferit, jupâne Leiba, da? Mult, mult, domnule Stejarel, mult. Da. Aspar bolnav. Amintirile mă fac să tremur de frică. Da. Ai noroc. Noroc. Dar dumneata de ce nu bei? E prea cald, domn primar. E prea cald. Începutul a fost tare greu. Adică cum, jupâne? Păi, întâi am fost băiat de prăvălie într-o mare dugheană de vinațuri. Așa. A venit o întâmplare nenorocită. Doi hamali coborâseră în beci un butoi sub privegherea mea. O neînțelegere se ivi între dânsii la împărțeala câștigului. Unul din ei luă o bâtă de lemn și lovi în cap pe tovarășul său, care căzu la pământ plin de sânge. Ești pe bețiv. Da, dar văzând sălbăticia, eu am dat un țipă de groază și am început să strig după ajutor. Ticălosul se repezi să iasă din beci și, trecând pe lângă mine, vreau să mă lovească. Atunci am leșinat de spaimă. O brută, jupâne, nu merita zău. După ce am zăcut câteva luni, când m-am întors la stăpân, locul meu era ocupat. Soarta vitregă, ce vrei să faci? Da, dar de atunci a început greul. Am fost mai întâi precupeț, vânzător de mărunțișuri, samsar, câteodată și mai rău, telal de straie vechi, ștergător de pete într-o ulicioară tristă din Iași. Sfârșit? Lupta grea cu viața a început mai ales după ce m-am căsătorit cu Șura. A venit și copilul pe lume. Răbdarea, jupâne! Îi vine de hac și soarte rele. Așa e, domnule Stejarel. Cine rabdă în nenorocire, învinge. Și Leiva Zibal a răbdat mult, mult. Și azi Dumnezeu l-a ajutat. Păi vezi, jupâne, de sărăcie ai scăpat, acum n-ai de ce să te mai plângi, nu? Suntem bolnavi. Eu, Șura și copil. Păi ce frigurile de baltă, a? Păi, hanul e cam aproape de apă, ce-i și drept. Și ele, da, gândurile, domnule primar, ele nu pot fi lecuite. Dar ce gânduri, jupâne? Aici, la Poden, la noi, îți merge bine. Hanul înflorește, că mușteria e slavă Domnului, destui. Și din sat, și călători de pe drum, eu nu știu ce mai vrei. Aș vrea să plec la Iași, într-un târg mare, noapte, zgomot, lumină, nu întuneric, ca-n văgăuna asta. Dar ce coane, Leiba, ce frică cumva? Frică. Oamenii sunt răi și ticăloși. Parcă dumneata ca primar nu știi. Asta e cam așa. Dar se găsește leac și pentru ticăloși. De ce nu vorbești cu Niță, șeful postului de jandarm? Nu vreau să-mi scol oamenii în cap. În toamnă trag nădejdea să mă duc la Iași. Acum, de când se aude că drumul de fier va ocoli pe departe podenii, din cauza mlaștinilor, ghișeftul va scădea și cum suntem și bolnavi, plecă. Probabil că ai dreptate. Ce-ai fi făcut dumneata, socotel? Jupâne, eu acum mă grăbesc. Cu bine! Sănătate, jupâne! Cu bine! Auzi? Asta o treci în contul meu, jumătatea asta. Lasă, domn primar! Azi fac eu cinste. Atunci mulțumesc. Cinste pentru cinste. Rămâi cu bine, jupân Leiba. Te conduc până la poartă, domn primar. Haide, jupân Leiba. Leiba! Leiba, unde ești?
Vin, vin! Ce-i jură? Am auzit diligența. S-a urs jurgălăi. Nu, nu vine încă, ți s-a părut. Cu cine vorbeai? Cu domn primar. Pare un om cum se cade. Oh, azi mă doare iarăși capul. Am friguri. Aerul ăsta ne omoară. La toamnă plecăm. Plecăm, nu-i așa, da, Liba? Da, vreau să plecăm la Ieși. Să începem un negoț frumos. Să vezi că la Ieși o să fim fericiți și Țic o să meargă la școala ovreiască, nu-i așa? Da, acolo e lume multă. Poți vorbi cu cineva care să te înțeleagă. Și dacă plătești bine, are cine să te păzească. Comisar, un comisar, vardist. Așadar te-ai hotărât, Leiba? Da. Plecăm la toamnă. Da, sure. Nu mai pot să văd în ochi zidurile astea vechi și mlaștina asta. Când mă gândesc la iarnă, mă apucă groaza. Oh, crivățul, zăpada. Atunci nici diligența nu mai vine. Taci, nu mai spune, taci. Nopțile acelea fără sfârșit. Și singuri. O să nebunesc. Să avem răbdare. Tu știi că am învins numai cu răbdarea. O să mă rog lui Dumnezeu. El e bun, milos și ne va scăpa de văgăuna asta. Îmi trebuie curaj să rezist până la toamnă. Îl vei avea. Eu nu te voi părăsi niciodată. Voi fi lângă tine ca să te sprijin. Acum du-te și te odihnește. Toată noaptea n-ai dormit. Ești obosit. Nu vezi că din zi în zi slăbești? Vrei să te pierzi, omule? Pune mâna aici, unde spun eu. Iară se ceată sluga aia de Gheorghe. Un ticălos. E lene și obraznic. Să știi că și fură. Da, am să-l dau afară. Un câine de care mi s-a făcut milă. L-am oploșit într-o dimineață în Hani. Ieșise din spital, zicea, și căuta de lucru. Pășitul trebuie că mi-a stricat iar ceva. Du-te și vezi. Am să-i sucesc gâtul. Taci, nu spune nimica. E un om rău de care trebuie să ne ferim. Bine, dacă zici tu. Mișcă! Scoală-mă, zidane! Ai de mine, dar ce se întâmplă? Aoleu, proastă glumă ai făcut, Ilie, ce Dumnezeu e? Te-ai speriat, jupâne? Păi dorm la nămiez? Hai că ți-am adus doi mușteri cu diligența poștei și nu te mai supăra, bre, pentru nimica toată. Bună ziua! Bună ziua! Ia spune, jupâne, ai ceva de gustare? Bine ați venit, avem de toate. Atunci, hai, adună și nouă, dar repede! Hai, repede, stai o clipă și ceva de băut, că mi-e grozav de sete. Eu arșița afară de te sufocă. Îndată, luați loc, vă rog, la masă. Așa, da. Ilie, du-te și tu la bucătărie și lasă-i pe domnul liniștiți. Mă duc, am înghițit la praf de nu-l pot spăla nici cu o vadră de vin. Imediat! Vin imediat! Șura! Ce pustietăți și ce sălbatici oamenii ăștia! Dacă știam, rămâneam în vacanță la București. E, și tu. Așa e la noi, la țară. Dar natura, trebuie să recunoști, în sălbăticia ei are un adevărat farmec poetic. Da, uite, mă face să uit toate neplăcerile drumului. Bravo, bravissimo, poete. Dar cred că ai uitat de tentativa de omor de la hanul vecin, unde am trecut. Aia tot poezie e? Tot te îndeamnă la visare? Ai văzut că după spus al locuitorilor a fost o răzbunare. 5 victime! Dacă a fost răzbunare, de ce au găsit și casa prădată, Eu știu. Bine, dată, ce-ați comandat. Tot ce-ați comandat. Cruntă și oribilă crimă. E un caz patologic, fără îndoială. Crimă? Mă rog, dacă nu vă supărați.
Unde a fost omorul? La hanul vecin. Îl cunoști? La hangiul care ține cai de schimb pentru acolo? Diligență? Da, 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 da. Acolo, acolo. Sunt 5 victime și s-au furat 4 cai. Ce crezi? N-or fi urmările alcoolismului? Toate contribuie, toate. Atavismul, vițiul de concepție, deformarea, paludismul, apoi nevroza. Da. Știința modernă a descoperit multe motive de criminalitate. Evident, de aceea criminalul propriu-zis, luat ca tip, are brațele peste măsură de lungi și picioarele prea scurte. Exact. Fruntea îngustă și turtită. Exact. Osul frunții tare dezvoltat. Înțelegi, chipul lui este de o asprime caracteristică, are o anumită bestialitate. Este un rudiment de om. E cum aș zice fiara care de-abia a reușit să stea pe labele dinapoi privind cerul și luna. Da, criminalii formează în omenire o clasă specială, veșnic în luptă cu ceilalți oameni. Da, da, meritul clasificării îi se cuvine lui Lombroso. Și mi-o sete de... Dar cum, jupâne, pe lumea ta caști gura la noi și ai uitat să ne servești. Aoleu, păcatele mele, domnilor studenți. Imediat, imediat. Hai. Poftim? Vinul e vechi și bun. Ia să vedem. Hai noroc. Hai noroc. Da, e bun. Și cum îți spuneam, dacă vom avea în vedere legătura ce există între nebunie și criminalitate, am putea ajunge la o concluzie diametral opusă genialității. Dimpotrivă. Cu modul acesta, natura a voit să ne arate, pe de-o parte, că cea mai mare nenorocire ce poate izbi pe om, nebunia, trebuie respectată. Da, da. Iar pe de altă parte, să nu ne lăsăm orbiți de gândirea cea vie a geniului, care până să se înalțe și să devină un astru ceresc, apune și dânsul ca o stea căzătoare, singuratică, afundându-se și pierzându-se printre stânci, în țărâna de unde a ieșit, nu? Da. Mâncarea e gata. Dacă nu vă supărați, am pentru dumneavoastră o odaie mai liniștită, mai retrasă, unde puteți vorbi și servi nederanjați de cine știe ce țără noi. Da, e bine, dacă e bine. Vreți să poftiți. Bine, bine, jupâne, bine. Nouă ne este indiferență, știi? Da. Dar hai să mergem acolo. Jură? Da. Jură, tu rămâi aici. Eu mă duc să-i servesc pe domnii studenți. Cucoane! Vai ce m-ai speriat! Țără noi, mojic! Ce vrei? Cucoane, te-ai speriat ori nu, dar eu să știi că nu plătesc ceea ce s-a stricat. Atunci pleacă din casa mea, du-te! Păi nu pot pleca, eu sunt tocmit cu simbrie pe un an. Ești un om rău, crut, ticălos și hoț! Cucoane, când am furat eu cucoane, ea spune... Slugă nerecunoscătoare! Ai uitat când te-am primit astă toamnă că erai obosit și flămând. Ziceai că ai ieșit din spital, căutai un stăpân. Păi da, voiam să muncesc. Se și vede. Eu sunt cinstit, cucoană. Eu n-am furat nimic. Tu cinstit? Ticălosule! Taci, cucoană. Nu mă băgam păcat. Vorbe ca astea pe mine mă tulbură. Cine-i cinstit și vrea să muncească, nu strică și nu bea ca tine. Vreau să uit, de-aia beau. Sluga furisită, vreau să pleci. Nu te mai pot suferi. Da, așa eu nu plec de aici. O să vezi spui jandarmului. Ce are cu mine jandarul? O să vezi tu că are. Ia ascultă, cucoană, știi ceva despre mine? Șură! Vin îndată! Nu pleci nicăieri, cucoană. Cucoană, dacă știi ceva, spune. Ce ești nebun? Pleacă din calea mea, mucicule. Cucoană, vorbește. Mă arde în suflet. Mă bănuiești cu ceva? Spune-mi. Pleacă să știi că îl chem pe Zival. Nu! Nu pot să plec! Stai aici! Și spune, cucoană, Tighior e un criminal. Ai spune! Spune că a omorât și că vrea să-i spășească. De ce mă chinuiești, cucoană? De ce taci? Vorbește, cucoană, spune odată! Acum îl văd în fața mea, plin de sânge, cu ochii deschiși. Trebuie să uit așa rânjiți. Cum mă privește? Zi, cucoană, zi dacă știi ceva, zi! Dă-mi drumul la mâini, mă doare! Iau! Ajutor! Ajutor! George, dă-i drumul, vezi, nici ce vrei de la ea? Ia! Stai, jupâne! Iartă-mă! Șură, păcatul! Hai!
Haide, dragășule, ți-am spus să-l lași în pace. E nebun, trebuie spus jandarmului. Hai, du-te, du-te dincolo, lasă, lasă, plecăm la ieși, nu mai e mult. Gheorghe, Gheorghe, tu trebuie să pleci cu binele. Tu ești om rău și vrăjmaș. Eu nu te mai pot ține la casa mea. Nu pot să plec, jupâne. Ba, ai să poți. Uite, eu sunt cinstit cu tine și n-am să mă bucur la dreptul tău. Îți dau toată simbria pe un an. Nu pot! Trebuie să-mi fac aici serviciu, așa cum ne-am înțeles. Păi dacă nu pleci cu binele, atunci o să te gonesc cu jandarmul, să știi. Cu jandarmul? Dar de ce? Ce sunt eu, hoț? Criminal? Nu știu ce ești, dar nu mai vreau să te țin la mine și gata. Jupâne, uite, nu te juca cu mine. Vorbești serios că o să chem jandarul? Dar ce, crezi că o să glumesc cu un țărănoi ticălos ca tine? Iuda! Iuda! Gheorghe! Mă, să nu îndrăznești! Să nu îndrăznești! Gheorghe! Jupâne, ne-ai lăsat fără vin! Da, da, vin, imediat vin, imediat. Și jupâne, Zimba, te-ai speriat? Ce, chiar credeai că o să te strâng de gât, de tot? Uite, dacă eu o să plec. Să nu te mai văd în fața ochilor, slugă ticăloasă, criminalule. Dar ascultă-mă bine, Iuda. Ba, hai să mă vezi. Așteaptă-mă în noaptea Paștelui. Să ciocnim o roșii jidane. Să știi că ți-am făcut și eu socoteala. Și atunci o să mă plătești. Gheorghe. Să ne vedem sănătoși. La înviere, jupâne Liba, Zibal. Dumnezeule, păzește-mă, fă să nu mai fiu aici la Paștele viitor. Să te odihnești. Nu mi-e somn. Nu, nu am liniște. Gândesc. Nu mai fi supărat. Dacă n-am putut pleca la ieși toamna trecută din cauza bolii lui Ițic, vom pleca după Paști. E mai bine. Uite cum slăbești. Te omor singur. Îmi place să veghez noaptea la ușa voastră. De ce? Cine ți-o cere? Cine? Auzi întrebare. Dar așa face un soț adevărat care își iubește familia. Ce idei ți-au venit? Veghind, crezi că ne iubești mai mult? Șură, șură. Paza bună păzește primejdia rea. Primejdia? Dar ce este? Cine ne ameniți? Cum? Tu nu știi? Nu. Femeie proastă. Dușmani. Care dușmani? Păi, nici eu nu-i cunosc. Numai noaptea târziu îi văd în fața mea. Au niște ochi mari și pătrunzători ca focul. Și ce vor de la tine? Nimic. Cum nimic? Dă-le bani. Bani? Dar ei nu mi-au cerut bani. Atunci? Tu nu poți înțelege. Dușmanii chinuindu-mă mi-au răpit tot ce aveam mai bun. Liniște. Închipuiri, vedenii. Poate că ai dreptate, draga mea. Ai dreptate, șură. Sunt bolnav. Am friguri. Vezi, Liba, vezi că-ți faci singur rău. E, hai. Hai, hai să te odihnești. Nu, 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 lasă-mă, lasă-mă să stau aici. Nu, nu te îngriji. Toată noaptea pe masa asta tare? Cum să te poți odihni?
auzit un zgomot. Nu-i nimic. Ți s-a părut, nu vântul. Șură, poarta e închisă? De cum ai uitat? Singur te-ai dus și ai pus de-a curmezi și bârna cea grea. Ah, da. Mă dure așa de rău capul. Mâine o să trimis să-l cheme pe domnul doctor. Și ce să-mi facă, doctor? O să-ți dea ceva să te faci bine. Așa bolnav, nu poți pleca la ieși. E primăvară, trebuie să mai ieși pe afară. Soarele o să-ți facă bine. Toată iarna am stat închiși în casă. Și boala băiatului a venit tot din cauza lipsei de aer curat și lumină. Dacă nu te faci sănătos, va trebui iar să amânăm plecarea. Gândește-te, Leiba, că trebuie să chemăm doctorul, că trebuie să te faci bine dacă vrei să plecăm din Podeni. Auzi, Șura, e un vuiet. Nu-i nimic, omule, ți se pare. Taci, n-auzi, femeie? Leiba! Ascultă! Dar e ceasul. Uite-l aici, pe teșghea. Uite-l! Drecușorule! Drecușorule, cum m-ai speriat! Tu nu știi că Leiba Zibal e bolnav? De ce mă tulburi? O, ce copil ești! Întreb și tu un obiect care nu-ți va răspunde niciodată. Nu-i obiect, e viu. Nu vezi ce frumos măsoară el timpul? Și până la miezul nopții atât de mult. Cum mă doare capul. De parcă mi s-a pus o perdea. Vezi, nu te juca cu boala. Trebuie neapărat să chemăm doctorul. E mare primejdie. Încă nu. Ai uitat ce spuneau studenții ăia care au trecut astăvară pe la Han? Că între nebunie și crimă nu este nicio deosebire? Tinerii vorbeau ca dintr-o carte. Degeaba mă sileam eu să înțeleg câte ceva. Nu se putea. Vorbeau o vorbă înaltă. Rabinul nostru tot așa vorbește. Bine zice proverbul, ai carte, ai parte. Pe băiatul nostru îl facem învățat. La Iași sunt multe școli și chiar universitate. Îl facem filozof. Dar de ce filozof și nu doctor? Ai dreptate. Păi? Nu o să mai avem nevoie de alt doctor. Visuri. Ițic nici n-a învățat să citească și noi ne gândim departe. Nu, Șură, nu. În viață trebuie și curaj, pe lângă noroc și bani. Cum am vins cumnatul nostru Isaac? Uite, parcă văd scena când a vrut nebunul să o strângă de gât pe sora mea. Care nebun, Leiba? Tu nu mi-ai vorbit niciodată de această nenorocire. Bine, ascultă. E o întâmplare veche. Se oprise circulația pe stradă. Dinspre copou veneau o grămadă de oameni dând din mâini și strigând. Era un nebun. Îl țineau doi jandarmi de fiecare parte, cu pumnii strânși legați unul peste altul cu o curea tare. Mă înfiorase priveliștea. Era un om înalt, cu claie mare de păr, avea un cap ca de taur. Era cu picioarele goale, gura era plină de sânge, scuipa mereu. Ascultă, parcă-l văd. Lumea se oprise în dreptul unei cișmele. Jandarmii au dezlegat mâinile, pe semne era sete. Se făcuse un cerc larg în jurul lui. Nebunul a dat ocol cu ochii și și-a oprit privirea pe dugheana lui Isaac. Poate că îl cunoște? Taci, ascultă. Scrâșnea din dinți. S-a repezit ca o fiară, a luat cu o mână capul copilului și cu cealaltă pe cel al surorii mele, care stătea în ușa dughenei și privea. Și le-a izbit cu atâta putere unul de altul, un zgomot, o trosnitură care cu nimic nu se poate asemăna. Isaac, care era mai într-o parte, a dat un țipăt odată cu mulțimea îngrozită. Jandarmii au sărit și l-au doborât pe nebun cu patul puștilor, cu...
Mă doare iar capul. Eu nebunesc. Lasă, limba. Lasă. Nu te mai gândi. Cum îmi zgâgnesc tâmpele. N-a fost decât un vis urât care a trecut. Gândindu-mă la amenințările blestematului ăla de Gheorghe, mi-am adus aminte de întâmplarea cu nebunul. Nici nu mai știu dacă a fost cu adevărat sau dacă a fost o închipuire de-a mea. Închipuirile astea mă doboară, simt că mă pierd. Ah, Iehova! Oare unde o fi Gheorghe? Cine știe? A trecut destulă vreme. Cred că e departe. Ai zis departe, nu, Șura, nu, Gheorghe, e aproape, e aici, aici, în mintea mea. Ascultă-mă, dânsul se va răzbuna pe noi. Ți-e frică? A făgăduit, da, da. Ți-e frică de amenințările lui? Când a plecat astăvară, era furios ca o fiară. Ce mai bași de seamă? Un țărănu-i mojic. Aș fi uitat. Omul prost nu-și uită mânia. Când l-am gonit, am privit în ochii lui. Erau tulburi și însângerați și râsul ăla silit. Să ne vedem sănătoși la înviere, jupâne. Na. Mi-e groază. Na, liniștește-te. Un goi bețiv și hoț ca Gheorghe nu poate să se răzbune. A plecat în lume. Cine știe la ce stăpân o fi? În fine, ce suntem noi vinovați? Da, să spun și eu ce suntem noi vinovați. Poate păcatul, blestemul strămoșilor. Cine știe ce-o fi? Și doar m-am rugat de el să primească simbria. Banii să primească. Bani. O travă! Nu bani trebuia să-i dăm! După câte mi-a stricat, nu mai avea nimic de primit. Dimpotrivă! Slugă pripășită cum era, dar la bani s-a uitat cu scârbă. Șură, tu nu l-ai cunoscut pe Gheorghe. Era un om hain și crud. Cu astfel de oameni nu te poți înțelege. A fost născut să facă răul. Trăia cu gândul de a face rău. A trebuit să vină tocmai în casa noastră. Dacă ai făcut omului să tragă, trage. Curată pacoste. Câteodată stau și mă gândesc așa, prostia mea de femeie. Pentru Gheorghe nu te odihnești tu? Pentru el te stingi tu? Spune! Dar de ce ne-a amenințat? Eu, care l-am oplușit în casa mea în vreme grea de iarnă, i-am dat de toate. De ce să mă răsplătească așa? Șură, șură, în lume nu-i dreptate. Leiba, tu ești greu bolnav. Ai idei în cap. Lasă, nu vorbi așa. Să treacă și noaptea asta și mâine voi fi un alt om. M-auzi, Șura? Alt om. Da, bine. Nu te speria degeaba. O să treacă și noaptea asta, că poate celelalte. Vino de te odihnești. Gheorghe ne-a uitat. Să mai caute el în podeni. Răzbunare? Dar nu l-am bătut, nu i-am făcut niciun rău. I-am dat drumul, atâta tot. Pentru atâta lucru nu se răzbună un om prost, un slugoi. Așa, e adevărat, Șură. Gheorghe ne-a uitat, Gheorghe nu mai vine. Totuși, lasă-mă, te rog, aici vreau să veghez. Numai noaptea asta, poate... Cine știe ce se va întâmpla? Nimica, spun eu că nimica. Du-te, Șură, du-te și te odihnește. E târziu. Doamne, păzește-ne. Bine, mă duc. Noapte. Sunt mereu neliniștit. Nu știu ce am... O greutate mare mi-a pasă creierii. Sufletul se clatină între lașitate și frică, spaimă și groază. Mă tulbură chiar și tic-tacul ceasornicului. Ia, hai să-i sprăvesc cu tine. Nu mai vreau să știu cât e ceasul. Mișcarea ta
trebuie oprită. Gata. S-a terminat. De acum vreau liniște. Cine e acolo? Doamne! Cine? Cine e acolo? Ce vrei? Eu, jupâne, primarul. Dumneata, domnule stejerel, dumneata! Îndată, îndată, vin! Vin să deschid poarta! Vin, imediat! Domnule primar! Dar ce-ai pățit, jupâne? Ce-ai pățit de închis azi mai devreme? Mai devreme? E destul de târziu și apoi nu-i vânzare. Dar stai jos! Stai jos, domnule stejerel. Nu, că n-aș fi intrat, dar trecând spre biserică am zărit lumină prin obloane. Așa. Și crezând că nu te-ai culcat, am bătut că vreau să-ți comunic o veste bună. Un succes al postului de jandar din Podeni. Ia ghicește. Păcatele mele, să ghicesc, dar ce? Stai și ascultă-mi. Jupâne, jandarmii noștri au prins pe criminalii care au ucis pe hangiul, pe soția și pe cei 3 copii de la hanul vecin, unde diligența își face schimb cai. Nu mai spune. Da? Și cine-s, mă rog, criminalii? O bandă întreagă. Ia stai să-și citesc eu cum îi cheamă. Îi am aici, a scris că trebuie să comunic mâine dimineață la plasă. Aici. Vasile Alungulesei, Pavel Surdu, Ion Tudor, Naie Alelincăi și Gheorghe... Gheorghe! Dar ce ai strigat așa, jupâne? Cum am strigat? Mă rog, domnule primar, care Gheorghe? Credeai că e argatul dumitale, a? Al meu nu mai este al meu, a plecat de astă vară. Era un om arțăgos și hain și mie nu-mi plac astfel de oameni. Și Nu, e un alt Gheorghe, jupâne. Îl cheamă Gheorghe Duțu. Să fi văzut când i-au adus jandarmii la post, legați burduf, mai... Dar, Gheorghe? Ei, Gheorghe, iar Gheorghe! Dar ce mai ai cu el, jupâne? Că singur ai spus că l-ai dat afară. Nu, nimica, dar era un om rău. Păi, dacă l-ai alungat, atunci de ce-i mai poți de grijă? Lasă-l! De ce? Fiindcă la plecare m-a amenințat. Ce spui? Așa-i. Era un ticălos, Gheorghe. Da, privindu-l nu părea. Știa să se lingușească. A fost și pe la noi, pe la primărie. Mă slugă, fără căpătâi. Da, e adevărat că pe mine mă cam ocolea. Se vede că avea ceva pe inimă. Se ascundea, se ferea, ca toți oamenii bănuiți. Și ce? Ți-e frică și acum de el? Frică? No, mie nu mi-e frică de nimeni. Leiva Zibal a prins curaj. Așa te vreau, jupâne. Frica e ca apa în vin, îi strică gustul. Da, nu voia să plece din casa mea de bunăvoie. Păi, de ce nu mi-ai spus și mie? Trimiteam jandarmul și ți-l scoteau una, două. Eu credeam că se va face de treabă, că azi o leacă, mâine o leacă. Îi treceam cu vederea prostiile, răutățile. Gheorghe însă împrinsese slăbiciunea și se făcea din zi în zi mai ticălos, înjura, blestema pe biata Șura, bătea copilul. Aole. Când îl trimiteam în pivniță să-mi aducă câte ceva, bea ca un porc și se îmbăta. Și... Jupâne, îi plăcea și lui vinul dumitale. Nu că ai un vin bun ca un de lemn, nu altă. Crezi că eu sunt dintre aceia care nu recunosc omenia, domnule primar? N-am avut cu cine. Începuse în ultima vreme chiar să mă și fure. Asta nu. Trebuia să te duci imediat la jandarmerie. Eu tot credeam că... Ce credeai? Rău ai făcut. Trebuia scuturat așa puțin. Poate am fi descoperit multe lucruri. Ce vrei să faci? Așa-i cu venetici ăștia. Nu știi de unde vin. Stau într-un loc câtva timp, fac vreo poznă ceva și apoi gata, dispar. Și noaptea care vine. Ce? Ai zis ceva, jupâne? Nu, nimic. Ia ascultă, Coane Zibal. Mi-ai promis o damigeană de vin din ăla neînceput, eh? Ce zici? Odată-i Paștele, domnule, eh? Paștele? Așa e că azi e noaptea învierii. Păi vezi bine.
lasă, nu mai te țin cu vorba. Poate vrei și ta să te odihnești. Așa, jupâne, mâine trimit vătășelul să ridice, e bine? E bine, bine, domnule, mai încape vorba, e bine. Atunci, mulțumesc, da. Și cu bine. Să ne vedem sănătoși, jupâne. De ce pleci ziua? Așa curând, domnule stejărel? Nu pleca. Mai stai, te rog. Uite, îți dau să guști o leacă de vin din ăla de-ți place. Lasă, lasă, jupâne, că acum mai târziu, domnule. O lăsăm pe mâine. Grija, am o mare grijă în noaptea asta. E, grijă, grijă, dumneata. Grijile dumitale aș dori să le am eu toată viața. Ba, să te ferească Dumnezeu. Bată-te norocul, jupâne. Dar știi că ai așa. Mă iartă, dar astă seară nu glumesc. N-am de ce să glumesc. Te rog, mai stai. Mult îmi place să vorbesc cu dumneata. Nu mă lăsa singur. Te rog. Bine, eu aș mai sta bucuros, dar uite, trebuie să mă duc la biserică. Eu-s cum ne cheamă părintele. Da. Nu, eu sunt o persoană oficială a satului. Eu nu pot să întârzi. Jupâne, ia spune-mi drept. Ce, ți-e frică de Gheorghe? Te tem de amenințările lui? Nu, primar. Fii pe pace. Lasă, am să iau eu măsuri împotriva lui. Îl dau imediat în urmărire. Nu mai călcâie în satul Poden cât o viață o avea. Hai, las pe mine. Îi fac eu felul, n-ai nicio grijă. Noapte bună, coane zipar. Și nu mai avea așa grijă, domnule, lasă. Te conduc, bine. Domnule primar. Bine, dacă vreau să închid bine poarta. A plecat. A plecat și sunt iar singur. Și mi-e groază. Noaptea învierii. Nu. Să sting lampa. Prin oblonul de la fereastră se zărește ulița și poarta. Nu-i nimeni. E liniște. Am sub teșghea o bărdiță la o adică. Adică e bună și asta. E bună dacă e ascuțită. Ia să o mai ascut un pic, poate trece noaptea mai repede. Ce păcat că am oprit ceasornicul. Aș fi vrut să știu cât e ora. Trebuie să fie târziu. Biata Șura doarme îmbrăcată lângă copil. Am speriat-o cu ideile mele. Sunt bolnav. Are dreptate Șura și mă doare capul. Ce se aude? Da, nimic. Nimic, nu-i nimeni. Nu-i nimeni și mă părăsesc puterile. Sete. Poate că un pic de rachiu mi-ar prinde bine. Ce mă doare capul? Clopotele. Bat. Clopotele în deal la biserică. Sună învierea. Atunci înseamnă că a trecut de miezul nopții și ne apropiem de ziua. Dacă ar trece și noaptea asta. Ce? De ce e zgomotul ăsta? Eu nu m-am mișcat din loc și... Alta? E să mă uit pe fereastră. Sunt mai mulți oameni afară, în fața porții. Le văd umbrele. E Gheorghe. Numai el poate fi. A sunat ceasul învierii. Suntem pierduți. Trebuie să strig.
Nu, 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 să nu sperii pe Șura, să nu se trezească copilul. Hai, hai, curaj, Leiba, curaj, mă duc afară la poartă. E glasul lui Gheorghe. E Gheorghe poruncește. Zăresc limba firăstrăului. Mai au încă două tăieturi. Dumnezeule, dă-mi putere. Dă-mi putere numai câteva minute. Uite, sudori. Sudori de moarte. Struica se deschide încet, încet. Curaj, curaj, Zibal. Încă o clipă și totul se va sfârși. Gheorghe, o să deschidă poarta și o să vâre încet, ca în blana de lemn moarte, sfredelul în osul viu al pieptului meu, adânc, tot mai adânc, până ce va atinge inima, oprind-o pentru totdeauna. Și atunci totul se va termina. Voi scăpa de frica asta nebună. Voi scăpa. Dar Șura? Dar copilul? Nu, nu. Nu, ei nu trebuie să moară. Curaj, curaj, Zibal. Curaj. Mi-a venit o idee. Poate că putem scăpa. Uite, văd aici, lângă poartă, frânghie groasă. O e de la carul cu boi, sluga, lăsat-o aici în loc, să o ducă în graj, sau poate că Dumnezeu l-a pus să o lase aici, tocmai ca să ne putem salva. Mâna lui Gheorghe. Să fac repede un laț și să-i oprind. Uite așa. Mâna mea! Băi, te-am prins! Fugiți, mă! Te-am prins! Am căzut în cursă! Fugiți, mă! Te-am prins în laț! Te-am în lațul meu! Am să aprind lumânarea, să-ți văd mâna care voia să mă sugrume, să mă omoare pe mine, să văd dacă e bine legată, să... Ce faci? A, este! Nu mai poate scăpa! Mai aproape, mai aproape! Se umflă! Se umflă degetele astea! Voiau să-mi curme viața! Ia uite cum se încomoaie! Vor să apuce, să apuce flacăra, să o sugrume, ca pe mine. Gheorghe, Gheorghe, prinde focul, prinde, ești puternic, ai vrut răzbunare, nu? Prinde! Cât mâna lui Dumnezeu. Leiba, Leiba, ce-ai făcut? Minunea. Leiba, Zibal, a făcut minune.
Leiba Zibal merge la Ieș să spună rabinului că nu este evrei. El este creștin. Auziți? Leiba Zibal este creștin. Leiba Zibal a aprins o făclie lui Hristos. În noaptea învierii, Leiba Zibal a aprins o făclie de Paște. Ați ascultat O făclie de Paște de Ion Luca Caragiale, în distribuție Florin Zamfirescu, Coca Blos, Ion Chelaru, Radu Panamarenco, Mircea Constantinescu, Petre Lupu, Tudor Heica, Nicolae Hrișciu, regie artistică Leonard Popovici.